extraordinar de mult populația comunei. A crescut atât de mult, nu prin nașterile care le avem practic în comună, dar a fost, până, cel puțin până a venit pandemia, a fost un exod de populație ucrainiană, încât încă un pic și ne ajung. Păi, real, nu știu dacă locuiesc 2-3, dar fiind europeni, da, și pro-europeni mai exact, și eu ca primar, n-am putut să îngrădesc acest drept, mai ales că ei veneau cu acte de regulă, dar cei mai mulți dintre ei mergeau direct cu deținătorul casei, da, la sistemul de evidență a populației, la serviciul de evidență a populației Bucecea, și acolo își făceau mutație direct, fără să treacă. Eu nici nu știam exact cum, nu trecea nimeni, foarte puțin. Deci foarte puțin avem număr. În schimb, au fost oameni care se ocupă cu astfel de, da? Până una alta, neoficial știu foarte mulți. Și vreau să spun că sunt mântită din acest punct de vedere, pentru că acei oameni care au luat câte 100, 200, 300, 800 au luat în spațiu, vreau să spun că oamenii acești binefăcători cu ghilimele de rigoare ne-au adus mari de servicii nouă ca populație, ca primărie. De ce? Pentru că oamenii aceia s-au eschivat de la plata taxei de gunoi, la alte taxe și impozite. Pur și simplu ne-am trezit cu ei, sunt cetățenii noștri, nu pot decât să-i primesc. În care populația vârful câmpului, da, e undeva la 4.009 locuitori, da? Imaginați-vă. Eu vă spun acum cât știu, deci am depășit 7.000, dar repet, oficial atât am, păi, dar nu plătește nimeni. Păi cine să plătea? Eu ce v-am spus, el are 800 de vecini. De vecini, are 800 de membri în familie, da? Sau 200 sau 300. Păi da, eu nu știu pe el, îl știu neoficial, eu nu pot să-i fac adresă. Am făcut adrese de... Mi-am terminat și tușul la imprimantă, câte hârtii și cât am transmis instituțiilor abilitate ca să spun și mie, oameni buni, ce facem, cum? Pentru că eu nu... Pur și simplu, oamenii ăștia trec prin vârful câmpului și atât. Iar alții, să fim iertați, că aici este o făcătură, ca să nu spun altfel, da? Deci niște oameni au băgat bani în buzunar, da? Și primăria este cea vitregită și mai primesc și acuze că primarul face și drege. Îmi pare foarte rău. Aici legislația, mă rog, ar trebui... Acea regulă, acea formulă după care se aplică bugetul, ne avantajează pe noi, vârful câmpului. Este comuna care se întinde pe o suprafață mare de kilometri și, în ultimul rând, a crescut extraordinar de mult populația comunei.